Salut, eu sunt Gicu. Astăzi vom planta niște semințe de flori, de grădină. Am un mix de semințe. Mi-a dat în dar verișorul meu. Din Germania semințele sunt și iată-le. Super! Vom vedea ce vor crește. Sper să germineze. Sunt mai multe feluri, vreo 40 de feluri de diferite soi de semințe. Floarea soarelui, gen de astea, care atrag albinele, am să le pun în video și ok. Aici vedem, nu știu ce este în interior, iată, e scris tot în germană, iată și denumirile în germană. Ok, hai să vedem de fapt ce este aici. Iată, vedeți cum ele sunt interesant. Sunt în pământ așa, nu mai pui în pământ, le uzi și cresc. Aici, dar pe engleză se numesc seed balls, după cum vedem. Iată cum arată ele. Doar trebuie să le plantăm și să vedem ce va crește. Eu am să le plantez în ghiveci, după care vor germina. Vor crește puțin, apoi le voi transfera în grădină. Și hai să le plantăm, să facem asta. Aici deja am pregătit ghivecele, am pus pământ. După cum vedeți, am un ghiveci făcut de mine, din lemn. Și frumos, acest ghiveci e un pic mare, dar va merge. Și a treilea ghiveci, normal. Am folosit pământ de pădure și e bun, normal, merge. Puțin și nisip am adăugat. Acum hai să plantăm aceste semințe. Plantăm aici pe urmă udăm. Gata, vedeți, foarte simplu și acum a rămas să udăm. Oh my God! Este destul, se poate descos și afară, timpul se face frumos, așa că putem pune în soare și se vor dezvolta mai bine. Sper să germineze cele semințe, vom vedea. Voi face un video update, așa că fiți pe canalul meu, puneți like, distribuiți acest video și dacă doriți, scrieți un articol pe site-ul meu gicusplants.com. Și ne vedem data viitoare, vă doresc o primăvară frumoasă, numai bine!